Nigel Kennedy este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți instrumentiști din lume și cel mai bine vândut violonist de muzică clasică din toate timpurile. Kennedy este nerăbdător să revină în țara lui George Enescu și promite publicului o aventură muzicală frumoasă și surprinzătoare. Artistul va prezenta publicului român noul spectacol Vivaldi The New Four Seasons. Acesta a avut premiera în Bulgaria luna aceasta și se anunță a fi un spectacol impresionant care a cucerit deja publicul internațional. Well, you know, Enescu, I think I owe him so much because I play Bach every day, the solo sonatas of Bach, right? And people would not know the solo sonatas of Bach unless Enescu had rediscovered them and put them in front of the people. Sala polivalentă din Cluj va fi special pregătită pentru ca sunetul să fie perfect. Această sală va fi tratată acustic, poate pentru prima oară, din câte știu eu, în istoria acestei săli, pentru a reuși să integrăm acustic un spectacol pretențios. Concertul este structurat în două părți și va cuprinde celebrele anotimpuri de Vivaldi și o parte intitulată Dedications, care promite spectatorilor o călătorie în universul muzical al nonconformistului artist cu o interpretare inedită, vulcanică și dramatică. Puteți urmări pe larg povestea scripcarului nebun în emisiunea Transilvania Culturală din 16 octombrie pe TVR Cluj.